Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul de YouTube Better Me. În episodul de astăzi aș vrea să vă vorbesc despre o modalitate simplificată de a investi. Am primit de-a lungul timpului foarte multe întrebări despre cum să mă apuc, care sunt pașii pe care trebuie să urmez, de unde să mă informez, să găsesc o sursă sigură, ce trebuie să învăț, la ce trebuie să fiu atent. Am primit foarte multe întrebări care îi preocupă pe oameni, lucru care m-a bucurat, că oamenii au început din ce în ce mai mult să fie atenți la banii pe care îi folosesc. Atunci când ești un investitor la început de drum, trebuie să aloci destul de multe resurse. Prima resursă pe care trebuie să o aloci este timpul. Trebuie să aloci destul de mult timp, să stai, să analizezi brokerii pe care să-i alegi, să analizezi companiile la care ai vrea să cumperi acțiuni, să vezi dacă sunt companii în care merită să îți aloci banii, pentru că practic vei deține și tu o mică părticică din acea companie în momentul în care cumperi acțiuni la ea, ce companii dau dividende, cât de des se dau dividendele respective, ce randamente sunt și este copleșitor pentru început să trebuiască să aloci timp pentru toate lucrurile acestea. În plus, trebuie să ai și disponibilitate, să-ți dorești să înveți lucruri noi, să-ți dorești să ai atenție și timp pentru toate aceste lucruri. Foarte mulți abandonează tocmai pentru că nu au această disponibilitate de a învăța lucruri noi și le este teamă să nu facă cumva un pas greșit, le este teamă să nu piardă bani. Însă istoria spune că cea mai mare pierdere o au cei care nu își asumă deloc riscuri. În plus, am mai auzit ideea asta că nu aș vrea să pierd bani. Nimeni nu vrea să pierdă bani. Însă gândește-te de la toate lucrurile fără valoare pe care tu le-ai cumpărat și ai plătit un preț, dar ele nu au valoare. Ce s-a întâmplat cu banii aceia? Nu cumva ai pierdut? Este și aceasta o altă perspectivă a lucrurilor pe care poate ar fi bine să o iei în considerare, că mulți bani se duc pe lucruri fără valoare, dar pe care se plătește un preț. Și atunci de ce nu ai investi să-ți securizezi viitorul? Și astăzi vreau să-ți vorbesc despre ETF. Este o modalitate simplificată prin care nu ai nevoie de atât de mult studiu și aș vrea să-ți prezint astăzi ce este un ETF, care sunt avantajele unui ETF și să-ți dau un exemplu, să vezi cum anume ai putea să faci o astfel de achiziție. Lucru pe care o să-l vedem împreună în aplicație. Dacă nu te-ai abonat încă pe canalul de YouTube Better Me, te invit să o faci și să te alături comunității și îți mulțumesc pentru acest lucru. De asemenea, dacă în acest video o să găsești o informație care o să-ți fie de folos, te rog să lași un like și un comentariu să-mi spui care a fost acea informație care ți-a adus în plus. Îți mulțumesc pentru asta! ETF-ul este o abreviere, o prescurtare de la Exchange Traded Fund. Dacă este să traducem acest termen în român astfel încât să fie accesibil oricui, ar însemna un fond de tranzacționat la bursă. Dacă ar fi să dăm o definiție a ETF-ului, aceasta ar fi următoarea. ETF-ul reprezintă o categorie de instrumente financiare similare fondurilor mutuale, ambele oferind investitorilor posibilitatea de a investi în structuri de portofolii diversificate. Și acum apare o altă întrebare. Ce sunt fondurile mutuale? Fondul mutual reprezintă un organism de plasament colectiv ce urmărește disponibilitățile bănești ale mai multor investitori, transformându-le în investiții pe piața de capital sau pe piața monetară. Ce înseamnă asta mai pe românește? Înseamnă că se atrag bani de la foarte mulți investitori, iar banii aceia ajung la un manager de portofoliu care îi plasează în diferite instrumente financiare cu scopul de a obține profit. Fiecare investitor, cum ai putea fi tu sau cum aș putea fi eu, deține o parte din acel portofoliu în funcție proporțională cu suma pe care a investit-o. Primul ETF a fost creat în anul 1993 și piața a crescut foarte mult. Însumează 2,7 trilioane de dolari în SUA. Haideți să vedem care sunt avantajele și care sunt diferențele față de a avea un portofoliu de acțiuni. Cum am eu și cum ți-am arătat, ai o serie de videouri să vezi cum a evoluat portofoliul pe care l-am creat, un portofoliu public pe care l-am creat în februarie 2022, cum a evoluat până în prezent. Și aș vrea să vedem care ar fi diferența dintre un ETF și a cumpăra, tranzacționa pur și simplu acțiuni individuale la bursă. Atunci când te decizi să cumperi acțiuni la bursă, trebuie să analizezi foarte bine companiile în care investești.
să faci o analiză, să vezi dacă sunt profitabile, dacă sunt ceea ce trebuie pentru tine, dacă te gândești să investești pe termen lung și foarte lung, dacă ele vor fi, au o viziune de viitor și vor fi profitabile și în viitor și îți vor aduce randamente bune. Lucru care necesită, cum spuneam la începutul acestui video, destul de mult timp, cunoștințe și disponibilitate din partea ta să stai să studiezi. ETF-ul, pe de altă parte, înglobează mai multe companii și practic tu cumpărând un ETF, cumperi acțiuni la mai multe companii care sunt și din sectoare diferite. Acest tip de investiții mi se pare foarte potrivit pentru cei care vor să fie investitori pasivi, adică să nu aloce foarte mult timp, foarte multă energie pentru a studia piața, pentru a urmări tot timpul să cumpere și să vândă acțiuni. ETF-ul se adresează investitorilor care vor ca performanța investiției să evolueze în același mod și timp ca trendul pieței, luând în considerare un orizont de investire pe termen mediu sau lung. Acest tip de instrument poate fi utilizat cu succes de cei care vor o expunere diversificată, adică nu se limitează doar la un singur sector sau doar la o singură companie, lucru care ar putea fi riscant, pentru că dacă sectorul respectiv sau compania respectivă are rezultate bune într-o anumită perioadă, într-un anumit an, atunci ar putea avea de pierdut. Pe de altă parte, investind într-un portofoliu diversificat de companii, atunci riscul este mult mai scăzut. Deci această diversificare te protejează dacă o companie scade sau un anumit sector nu este profitabil într-o anumită perioadă de timp. Iar noi avem astfel de exemple chiar acum în prezent. Sectorul bancar, de exemplu, care va fi pe viitor impozitat suplimentar și acest lucru se poate vedea în partea de profitabilitate. Lucru care îi va afecta pe investitori, mai ales pe cei care așteaptă și dividende. Sectorul energetic, care se află într-o situație similară și această lipsă de predictibilitate care există cel puțin în România, nu știi ce te așteaptă în viitorul apropiat. ETF-urile oferă în plus posibilitatea obținerii unei expuneri diversificate și instantanee pe o anumită piață sau pe o anumită regiune geografică sau pe o anumită clasă de active prin intermediul unui singur instrument și a unei singure operațiuni. Deoarece se bazează pe structuri transparente de active, regăsim în rândul ETF-urilor listate la bursă politici de investiții ce urmăresc îndeaproape evoluția unui indice de acțiuni. Și aici putem da un exemplu foarte simplu de pe piața românească și anume un ETF care replică practic indicele BET și anume ETF-ul Patria Tradeville, care este administrat de Patria Asset Management și este primul ETF apărut în România. Strategia acestuia este să replice performanța indicelui BET. Asta înseamnă că achiziționând o unitate de fond, investești indirect la o listă lungă de companii, lucru care ar fi destul de dificil să-l faci separat, să cumperi acțiuni la fiecare companie în parte, nu mai spun că ar fi și destul de costisitor. Deci, cumpărând o unitate de fond, practic vei avea acțiuni și la Nuclear Electrica, și la OMV, și la Banca Transilvania, și la RomGaz, și lista continuă. Cum spuneam mai devreme, aceasta este o modalitate câștigătoare pentru investitorii care vor să aibă o abordare pasivă pentru investițiile la bursă. Există mai multe tipuri. Haideți să vedem care sunt acestea. Primul este ETF-ul de acțiuni, ceea ce vă spuneam mai devreme. Dacă vrei să investești la mai multe acțiuni la Bursa de Valori București și nu știi care sunt acelea, nu știi care este sectorul cel mai potrivit și vrei și o diversitate, astfel încât dacă ceva nu merge bine într-un sector, alte sectoare să tragă performanța în sus și să nu se resimtă pierderea, atunci aceasta este o variantă foarte bună. Aceste ETF-uri pe bază de acțiuni au la bază replicarea unui indice, cum am dat puțin mai devreme pentru Bursa de Valori București, indicele BET. Trecem mai departe la ETF-urile care investesc în obligațiuni și au în portofoliu titlurile de stat, care sunt emise de către guvern, obligațiuni municipale, care sunt emise de către autoritățile locale sau obligațiuni corporative care sunt emise de diverse companii. Și trecem la a treia categorie de ETF-uri care investesc în mărfuri. Haideți să vedem acum care ar fi avantajele, de ce aș investi într-un ETF. În primul rând, pentru diversificare.
am spus de-a lungul videoului de mai multe ori acest lucru, pentru că atunci când ești la început, nu știi în ce să investești, nu știi care este, cum să-ți faci lista de companii în care să investești. Prin urmare, este mult mai simplu să accesezi un ETF, pentru că vei cumpăra câte o părticică de acțiuni de la mai multe companii, fără a fi necesar să le studiezi și fără a fi necesar să le cumperi separat. Un al doilea avantaj foarte important ar fi această parte de eficiență, că practic transformi niște bani în active foarte ușor, la un click distanță practic, și în afară de asta nici nu este atât de costisitor, cum am spus mai devreme, să achiziționezi pentru fiecare companie în partea acțiuni, lucru care se revede ulterior și în partea de comisionare, pentru că plasezi ordin la fiecare acțiune, pentru ordinul respectiv practic plătești un comision. Pentru ETF vei plăti practic un comision pentru un ordin pe care l-ai făcut. Dacă ar fi să cumperi separat, ar trebui să plătești practic pentru fiecare companie în parte, pentru fiecare ordin comision. Un al treilea mare avantaj ar fi partea aceasta de riscuri, pe care am menționat-o de mai multe ori, că ele sunt diminuate datorită diversificării, pentru că tu practic cumperi din mai multe sectoare, dacă un sector nu merge, nu e problemă, sunt celelalte care merg. Acesta este un mare avantaj pe care ai putea să-l ai. O altă parte foarte importantă este partea aceasta de accesibilitate, că poți să vinzi și să cumperi foarte ușor. Lucru care nu se întâmplă, de exemplu, în sectorul imobiliar. Nu vinzi atât de ușor o proprietate, trebuie să aștepți poate ani de zile să o vinzi. În cazul activelor de acest tip, vânzarea și cumpărarea se face destul de ușor. Practic, plasezi un ordin și ordinul respectiv se execută într-un anumit timp și ai vândut sau ai cumpărat. Aș vrea să mergem mai departe în aplicație, să vă arăt efectiv cum ați putea face această tranzacție, cum ați putea cumpăra, cât este de simplu sau de complicat, să îmi spuneți voi cum vi se pare, și să vă arăt acolo efectiv cam ce este de făcut, să vedem și cât costă și să vedem și această parte de comisionare și care ar fi cât ar costa, să spun așa, cel mai mic ordin, astfel încât să eficientizăm partea de comisionare. Vă invit în aplicație. Haideți să mergem în aplicație și să căutăm ETF-ul despre care v-am spus mai devreme, ETF Patria Tradeville, care costă 22,34 de lei, o unitate. Dacă vreți să aflați despre acest ETF, aveți aici și o scurtă descriere. ETF BET Patria Tradeville este un fond deschis de investiții de tip ETF, Exchange Traded Fund, care urmărește evoluția indicului de referință al Bursei de Valori București, BET. Introdus în 1997, BET, Bucharest Exchange Traded Index, este primul indice dezvoltat de Bursa de Valori București, având în componență, la finalul anului 2021, cele mai lichide 19 companii tranzacționate pe bursa locală. Lansat de Tradeville în 2012 și preluat de Patria Asset Management în 2021, ETF BET Patria Tradeville este cea mai accesibilă formă de a obține expunere pe toate companiile din structura indicelui BET, reinvestit automat dividendele plătite de acestea. După cum putem vedea, prețul pe o unitate în acest moment este de 22,34 de lei. Haideți să vedem cum a evoluat în timp. Dacă ne uităm pe 5 ani, vedem că am fi dublat banii pe care i-am investit. Practic, în 5 ani, dacă investeai o sumă, astăzi aveai ori 2. Și un pic mai mult de ori 2, de fapt, pentru că este 110%. Doar în ultimul an, dacă investeai, aveai un randament de 27%. Cât de simplu este de cumpărat? Foarte simplu, cum spuneam mai devreme, la un click distanță. Pur și simplu cumperi, notezi cantitatea, prețul și confirmi ordinul. După cum putem vedea aici, pentru clienții Tradeville există un comision de 0,35% la tranzacționarea acestui ETF, având o valoare minimă de 1,9 lei pe ordinul executat. Asta înseamnă, dacă facem un calcul, că ordinul ar trebui să fie aproximativ 543 de lei. Dacă ne reîntoarcem în aplicație și vedem că prețul acum este de 22,34 de lei, ar însemna să cumpărăm cu aproximație 25 de unități, ceea ce înseamnă undeva la 560 de lei. Cam atât ar trebui să fie suma pe care să o plătim pentru a eficientiza această parte de comisionare, să plătim cel mai mic comision.
Deci, dacă vrei să ai o abordare pasivă asupra investițiilor, aceasta este o variantă câștigătoare. Poți pur și simplu să cumperi, totul se întâmplă cum am arătat mai devreme la un click distanță. De fiecare dată am spus lucrul acesta că este de preferat să ai un orizont îndelungat atunci când e vorba despre investiții, că la bursă banii nu se fac neapărat de pe o zi pe alta și de cele mai multe ori dacă încerci să faci lucrul acesta, ai de pierdut. Deci, dacă îți dorești să investești pe termen lung, aceasta ar putea fi o variantă câștigătoare și, dacă ne uităm aici la randamente, nu sunt deloc de neglijat. Vă mulțumesc tare mult că m-ați urmărit până la capăt. Dacă ați obținut cel puțin o informație prețioasă în acest video, vă rog să îi dați un like acestui video și să-mi lăsați într-un comentariu care este această informație care v-a fost de folos. De asemenea, dacă nu v-ați abonat încă pe canalul de YouTube BetterMe, vă invit să o faceți. Vă mulțumesc tare mult și ne revedem în următorul episod.